Preconizatele disponibilizări din cadrul complexului energetic Hunedoara de la minele ce se închid îi pun în dificultate pe angajați. Nu toți au condițiile de pensionare și liderii lor cer acum la București, la Ministerul Muncii, să li se faciliteze pensionarea anticipată în anumite condiții. Pentru asta au și purtat discuții și liderii de la Sindicatul Muntele susțin că lucrurile se mișcă în acest sens. Solicităm ca, în momentul închiderii, la sucursalele care se închid, la sucursalele miniere care se închid, personalul care este angajat și care nu îndeplinește condițiile de pensionare, să poată, să poată fi pensionat anticipat în condițiile legii, dacă are cel puțin, și dacă dorește, dacă are cel puțin 15 ani în stagiu de cotizare. Discuțiile s-au purtat la București și deja se fac tratative și la nivel de Comisia Europeană. Ministerul a început deja discuția cu Comisia Europeană prin interfața Comisiei Europene Digi Competition, se trimit deja seturi de întrebări la care conducerea complexului energetic Hunedoara răspunde în momentul de față. Nu știm care va fi rezultatul, însă datoria noastră este să încercăm să prelungim producția la cele, activitatea cu producție la cele două mine, pentru că dacă nu se reucește acest lucru, vedem prin presă tot felul de și pe diferite site-uri, tot felul de indivizi care vorbesc despre o producție scăzută de cărbune, care vorbesc despre lipsa investițiilor aici, indivizi care la un anumit moment și-au dat acordul pentru ca acest program să se deruleze lor le răspund și întreb, retoric de sigur, ce s-ar fi întâmplat dacă, așa cum era programul tehnocrat, Mina Lupeni își oprea activitatea cu producția anul trecut, pentru că Mina Lupeni în momentul de față asigură o producție de 1000 de tone pe zi. Cifra disponibilizațiilor nu trece de 70 la Minalonia, iar aceștia vor pleca în curând și restul până la 910 ar urma să plece în decembrie de la lupen Lonea.